Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu noua etalare la alegere cerută de unii dintre voi. Poate că și alții vă doriți, dar n-ați avut curajul să faceți cerere în acest sens. O etalare în care încercăm să descoperim ce își dorește sau ce simte din punct de vedere sexual, ce își dorește de la voi. Am fost ghidată să aleg dintr-un alt set de cărți. Patru cărți. Întâmplarea, dar știți că nu sunt întâmplări. A făcut să vină patru cărți, dar fiecare din elemente diferite: foc, aer, pământ și apă. Acum, dacă voi vreți să asociați aceste elemente zodiei voastre, zodiei lor, sau să vă inspirați, dragii mei, după, eu știu, după imagine sau după ce vă, eu știu, vă șoptește inspirația sau intuiția, iar vedeți. Prima, ia, 1, 2, 3 și 4. Haideți să vă arăt mai de aproape. Valetul de bâte este prima carte. Numărul 1, cu alte cuvinte. Numărul 2, asul de spade. Numărul 3, 9 de monede. O persoană singură. Dacă asta ține musai să spună ceva. Valetul de cupe. Dintre multele simboluri pe care le reprezintă, reprezintă și niște scuze. În principiu, valetul de bâte, cel mai important simbol ar fi, pe lângă pasiunea, creativitatea, inovativitatea, asul de spade, nevoia de adevăr și de eliberare în acest sens. Asta așa, ca să vă inspire. Ideea este că voi alegeți. Și, după cum vedeți, dintre patru cărți, trei, cel puțin trei, exprimă nevoia de exprimare, da? Cam asta e. Eu o să pun cărțile deoparte, voi vă puneți pauză și vă alegeți. Numărul 1. Da? Începem cu numărul 1. Am zis că e vorba de pasiune, de foc. Că sunteți voi în semn de foc, că sunt ei în semn de foc, iar poate să varieze. Este nevoia de exprimare a pasiunii, exprimare din punct de vedere sexual, că tot e etalare sexuală, da? Exprimare din punct de vedere sexual. Probabil unul dintre voi sunteți mai tinerei. Ați putea fi voi, chiar dacă sunteți mai în vârstă, să aveți o atitudine tinerească care atrage, poate să atragă și oameni mai tineri decât voi, tocmai pentru că aveți atitudinea aceasta tinerească. Unii dintre voi sunteți între două relații. Nu musai între două căsnicii, nu neapărat că le jonglați, nu asta vreau să zic. Unii dintre voi posibil ați lăsat în urmă o relație, ați lăsat în urmă un proiect, proiect relațional, da? Și încercați să mergeți cu pasiune, cu creativitate, cu inovativitate în această nouă relație. Acum, rămâne de văzut dacă voi sunteți la această alegere sau această alegere se referă la relația veche sau se referă la relația nouă. Variază. Puteți să fiți voi, să fi spus despre voi aceste lucruri sau să fi spus despre ei. Aș vrea, în continuare, să vedem care este energia, ce animal reprezintă energia sexuală dintre voi în acest moment. Numărul 1. Energia sexuală dintre voi în acest moment. Ia uite. 7 de pământ. 7 de pământ. Șarpele. Cu alte cuvinte, am zis șapte, nu e chiar șapte, am numerotat eu cărțile. E cam a șaptea carte din seria celor cu elementul alchimic al pământului. Șarpele. Sunt mai mulți șerpi în aceste de cărți, dar este un șarpe de pământ. Este simbolul alchimic al pământului, aici vedeți? Care legătură? Sunteți foc cu pământ? Variază, poate doar ascendentul, neapărat zodia. Iar voi știți cum faceți aceste asociații. Dar la capătul setului de cărți este unicornul, este un vis. Dar este un vis neexprimat. Interesant, da? Este nevoie de exprimare și sexuală. Cineva își reține emoțiile cu această scoică. Poate din mândrie, iar, sau poate există cineva impetuos, falnic și puternic în spatele
unuia dintre voi și intimidează într-o formă sau alta. Că e persoana din trecut, că sunteți voi, iar poate să varieze, dar hai totuși să ne concentrăm pe acest unicorn. Unicornul acesta reprezintă chakra a șasea, a viziunii. Energia sexuală dintre voi ar fi o energie stagnantă, dar am mai spus-o și cu altă ocazie la anumite cărți. Este o stagnare aparentă. După cum vedeți, șarpele acesta e într-adevăr închis, dar se transformă și crește din punct de vedere. Da, vorbim și de spiritualitate la sexualitate. Trebuie să vorbim și despre așa ceva pentru cei care înțeleg legătura. Dar acest șarpe începe să radieze. Și în momentul în care își creează structura finală sau se recreează, interesant că apare valetul de bâte, se reinventează, am zis că e inovativă energia, momentul în care se reinventează sau influența unul are această influență inspiratoare, instigatoare, inflamatoare, da, asupra celuilalt. Și cine se simte aici în această postură, îl inspiră pe celălalt să-și dezvolte alte nevoi, să zic, e o structură, da? Structura reprezintă un sistem cu niște nevoi. Își reanalizează nevoile sexuale, pe de-o parte, chiar dacă este precaut, la șapte de pământ, personajul este precaut și, după cum vedeți, șarpele este închis pentru că este concentrat pe o anumită construcție. Eu simt că este în proces de transformare. Nu cred că e o construcție veche, nu cred că e o relație veche, că am vorbit totuși de o relație veche a unuia dintre voi. Eu cred că acest personaj, care o fi voi sau ei, se transformă. Și la un moment dat se va depăși această energie, poate la altă etalare va apărea alta, da? Că o să mai facem. Și veți vedea înspre ce duce această energie. Această energie poate să mai dureze sau poate să se schimbe mai repede. Pentru că există această flacără care încălzește, da? Încălzește șarpele înghețat. Începe să se dilate, să se relaxeze, poate chiar, în preajma acestui valet de bâte. Cine o fi? Ați putea să fiți doi, am zis. Pentru că sunt energii diferite. Eu așa zic, așa simt că sunteți doi. Acum, cu această chakra a șasea, acest vis deosebit, poate, da? Pentru că rămân pe aceste de cărți. Personajul care este reprezentat de șarpe, îl vede pe celălalt. Nu vedeți că și aici este, chiar dacă este un corn, este tot un soi de bâtă, da? Da? Deși e la nivelul chakrei a șasea, ține de viziune. Tot de inovație, tot de anticipare, dar ca să-ți pui în practică viziunea, ai nevoie de pasiune, evident, nu? Ai nevoie și de libertate, unicornul este liber. Pe lângă faptul că liber, este unic. Și când vorbim de inovativitate, de unicitate, iar putem să asociem acest vale de bâte unicornului. Unul dintre voi este picat din cer, în sensul frumos al cuvântului, este special, este altfel. Și celălalt este obișnuit să stea în cercul său. Repet, această influență, nu doar sexuală, dar care se simte și la nivel sexual, vedeți cărțile? Da? Care se simte și din punct de vedere sexual, îl ajută pe celălalt să se schimbe. Da? Pentru că eu cred că mai degrabă, aici este același personaj, scoică, șarpe, două figuri, chiar dacă sunt diferite, apă, pământ, așa, două figuri care radiază, dar timid, radiază într-un spațiu închis. Sau poate nici nu sunt văzute, nu este văzută acest, nu e văzut acest potențial strălucitor al persoanei care este oarecum mai timidă, poate mai conservatoare, poate intrată într-un stil de viață plictisitor, din care a învățat să se manifeste doar precauția. Da, conservatorismul, tradiția și mai puțin, da, aceste elemente, avangarda, viziunea, pasiunea, visul manifestat în realitate. Hai să vedem din punct de vedere sexual. Până acum îmi place, chiar dacă. Ia, ce frumos s-a oprit la soare. Dar și la doi de cupe. Interesant. Da, cineva își dorește totul în momentul în care, nu că cineva, cel care e aici își dorește totul în momentul în care îl vede pe celălalt. Vedeți unde sunteți, da? Hai să vedem ce își dorește din punct de vedere sexual numărul 1. Interesant.
A zis că stagnează. Nu e chiar stagnare, așteaptă. Și 7 de monede așteaptă, dar e precaut în gesturi și în investiții emoționale, fizice și așa mai departe. 6 de cupe în aceste de cărți așteaptă, dar așteaptă plin de pasiune. 8 de cupe, Marea Preoteasă, hai mai dăm o carte. Și văd și asul, ia uite, văd și asul de băte, da? Valetul și asul de băte, se dorește un început. Eu cred că unii dintre voi, ori sunteți într-o perioadă de stagnare și se dorește sclipirea, scânteia care să vă readucă la viață, poate această stagnare datorată, deși nu văd încă, dar să o zic, e datorată distanței. Am zis-o că așa am simțit nevoia, dar nu arată nicio carte chestia asta. Stați că a picat pe jos cartea. Trebuie să o ridic. Interesant că a venit doi de monede invers. Ce personaj trebuie să aleagă? Interesant că vorbim de monede. Cineva, unul dintre voi trebuie să aleagă. A fost foarte stângace. Eu simt o stângăcie, o timiditate. O timiditate. Mai dăm o carte. Că deocamdată, cine trebuie să aleagă? Cine mai timid se mulțumește cu contemplarea, cu nostalgia, cu... unul dintre voi se uită mai mult la poze, da? Poate că este un pic intimidat de această energie stranie, valetul de pute, unicornul. Unicornul l-aș asocia și Marei Preotese, care cunoaște lucruri, wow, extravagant, o persoană educată sau, dacă nu e educată, o persoană cu intuiție, educată din punct de vedere... Ia uite o alarmă. Din multe puncte de vedere, poate să fie autoeducație, dar educată în misterele lumii. Și, deși este mai misterioasă, mai secretoasă, are o pasiune care zace în ea. Vai, Tomă, se dorește să mergeți înainte. Mai dăm o carte, totuși, pentru numărul 1, că n-aș vrea să se oprească în 2 de monede. Mai dăm o carte pentru numărul 8. Așa, așa te vrem, ia uite-l. Valetul de bute, a venit, da? Valetul de bute a revenit, da. Aici este. Cine o fi în această postură a șarpelui de pământ? E un pic stângaci. 2 de monede. Nu știe cum să abordeze personajul care este mai sexy. Că e femeie, că e bărbat, nu contează, puteți să inversăm rolurile. Nu știe cum să admire mai mult de la spate, da? Poftește la această tentație, dar e aproape pregătit. Probabil de-aia zic că acest șarpe se va destinde în curând. E aproape pregătit. Da, ia foc, parcă. Simt că ia foc, da. S-a și încălzit de la atâta căldură. E în curând disponibil sau disponibilă. Și totuși e nevoie de venirea cuiva. Aici este un personaj care intră. Valetul, după cum vedeți, intră în viața cuiva. Eventual, este nevoie de o detașare de trecut cu 8 de cupe. Acum citesc din punct de vedere al tarotului, dar cartea nu spune mult să ai detașare. Probabil că pentru unii ce-și dorește, un pic de... își dorește pasiune, într-adevăr, dar își dorește și un pic de romanță. Își dorește și un pic de mister. Își dorește să fie atras într-un mod... mai ales că există acest unicorn, da? Într-un mod fantastic. Să vă folosiți care este mai cuceritor, care este în postura de valet de bâte și e mai îndrăzneț. Își dorește să fie cucerit, așa simt, cucerită, și eventual invita la dans. Eu în aceste cărți pe 8 de cupe văd un dans. Sau un joc între respingere și acceptare, știți? E un joc. Unii așa se încing, da? Mai te cuceresc, mai te las să te calmezi, iar te mai cuceresc, mă duc un pic, mă întorc, între timp te las încinsă, da? Cu dorința asta ne... da?
nesatisfăcută în totalitate, da? E un joc, știți bine. Cu alte cuvinte, așa mai pe scurt, cu siguranță acest personaj își dorește un preludiu așa mai, să zic, zemos, că văd și gustos, că văd mere. Poate că și-ar dori să ieșiți la un restaurant, să mâncați ceva, să aveți o gustare așa ușoară, să... Acesta să fie antreul, da? Apoi să aveți un dans, să mai vorbiți de una de alta, să nu vă descoperiți chiar din prima. Am zis, iar să vă mai întoarceți spatele, iar să vă întoarceți cu fața, adică cu alte cuvinte, să fiți abordabili și uneori neabordabili. E un joc, așa simt, până treceți la activitate, până începe să, eu știu, nu mai faceți față sau să nu mai facă față acestui foc, da? Până simte că ia foc și sunt pregătiți să meargă mai departe, da? După cum vedeți, finalul ar fi valetul de bâte. Probabil că unii dintre... Iar vedeți și voi, da? E o chestiune de restaurant, de mâncare. Poate nu fiți la restaurant, poate își doresc să ieșiți, să aveți o cină romantică în doi. Poate să fie și acasă, da? Poate să fie și la iarbă verde, că văd o pădure, chiar dacă aici e spațiu închis. Aici iar văd o terasă, da? Să ieșiți undeva, iar spațiu închis, terasă, da, grădină, poate să fie și grădina voastră, neapărat o pădure, da? Cu această mare preoteasă, are ea o carte, dar cred că unii dintre voi ar trebui să vă folosiți cunoștințele din punct de vedere sexual într-un mod, v-am zis, delicat. Intuitiv, să folosiți intuiția, să-i ascultați la 6 de monede, pentru că e 6, este balanța, da, echilibru. Trebuie să vă echilibrați intuitiv. Sunt și cupe, da? Intuitiv. Pe de altă parte, au nevoie de atingeri delicate, romantice, până la pasiunea aceea în care vă suiți unul pe altul și ardeți ca o singură flacără, da? Da, misterul, după cum vedeți, Marea Preoteasă, nici nu pot să le arăt prea mult de aproape. Marea Preoteasă este elementul central, da, în acest set de cărți. Unicornul, iar, iese în evidență și are în spate și tot așa o energie, nu neapărat timidă, misterioasă, poate să fie și timidă și misterioasă. Că acest personaj, unul dintre voi, cel despre care am vorbit mai devreme, șarpele acesta, are un potențial nedescoperit, iar este foarte posibil, sunt atâția oameni care nu-și cunosc potențialul din punct de vedere sexual, care n-au știut să se bucure de un orgasm, de un preludiu, de romanță, sunt atâția, din păcate. Voi știți dacă s-a întâmplat, dar la capătul setului de cărți, unul dintre voi, clar, își dorește să fie dominat cu valetul de spade. Nu musai agresiv, nu. Își dorește să fie dominat. Are o sensibilitate aparte, are nevoie de tandrețe, are nevoie de dragoste, într-adevăr, să vă echilibrați cupele și când zic cupe mă refer și la alte lucruri. Dar iar văd masă, iar văd ceșcuțe, căni, flori. Dar clar are nevoie de romantism. Clar, clar, clar. Pentru unii e posibil acest cavaler de spade să reprezinte faptul că ați intrat brusc. Ori voi sunteți aici și ei au intrat brusc în viața voastră, dar eu totuși citesc despre ei, da? Ori voi sunteți aici, cavalerul de bâte, da? Și ați intrat brusc în viața lor, într-un mod neașteptat, din punctul lor de vedere, nu s-au așteptat neapărat că s-au trezit cu voi la poartă sau la ușă. Nu se așteptau să întâlnească asemenea pasiune, asemenea atracție, valetul de bâte, da? De două ori atracție. Și chiar și aceste romanțe, chiar și aceste lucruri delicate despre care am vorbit mai devreme, posibil pentru unul dintre voi să fie niște lucruri pe care nu le-a experimentat niciodată. De-aia apare și cavalerul de spade. Ce nu arată sau ce nu știți?
pentru că e la capătul setului de cărți. Este nevoia de echilibru, da? Au nevoie să se echilibreze sau să-și echilibreze sufletul, nevoile fizice. În ce sens să-și le echilibreze? Au nevoie și de dragoste profundă. Vedeți, mai că bate soarele foarte... Au nevoie și de dragoste profundă, dar au nevoie foarte mult de comunicare și un pic de extravaganță, nu foarte mult, nu foarte mult, nu cred că este atât de evident, de dominator ca și carte, cavalerul de spade. Cred că celelalte sunt mai importante, temperanța, regele de cupe, șase de cupe, nostalgia, da, dar și-ar mai dori să-i luați pe sus așa din când în când, totuși, ia uite, interesant, după șase de spade apare soarele, doi de cupe, da? Totuși, romanța este și abordarea delicată este cea care este o nevoie mai mare decât, sau, ca și intensitate, ca și dorință dominatoare, să zic. Romanța, misterul, jocul acesta de du-te vino. După cum vedeți, ia uitați. Acum bărbatul, da, cum sunt față în față? Vedeți? Acum sunt față în spate. Mai, da, e un joc, e un joc. Știți bine cum sunt jocurile erotice, da? E un mister în care cineva trebuie introdus cu răbdare, cu delicatețe și mai încolo trece și la zone mai pasionale. Deocamdată cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai auzim și la alte etalări, dragii mei, dragii mei. Acușica, acușica, următorul a fost asul de spade, numărul 2. Cei care ați ales asul de spade, din ce motive ați ales, poate să varieze, poate vă reprezintă pe voi, semnul de aer, poate reprezintă pe ei, poate nu are niciunul acest semn de aer și reprezintă nevoia de adevăr, nevoia de comunicare și mai presus, pentru că în aceste de cărți, nevoia de eliberare, de karmă, e un lanț, ieșirea din teacă. Evident că din punct de vedere sexual înțelegeți ce înseamnă ieșirea din teacă, da? Și asul de spade înseamnă și victorie. Evident că se dorește ca întâlnirea sexuală dintre voi, următoarea sau următoarele, să fie... Am vrut să se arate. Să fie... cu reușită, să vă bucurați amândoi, sau cel puțin această persoană, dar să vă bucurați amândoi de un final satisfăcător, nu? Și am să se arate șarpele de mare. Cred că las. Iar este șarpele de mare. Ar putea să fie, nu neapărat o poziție, un duplex, aer și apă pentru unii dintre voi. Iar este foarte interesant, este mental, da, gândurile cuiva, cineva poate are tendința să analizeze prea mult această zonă sexuală, nevoile sale sexuale și totuși energia dintre voi ar trebui abordată mult mai, cu acest ochi, zic eu, ar trebui abordată mult mai vizionar. A mai fost un șarpe mai devreme, dar altfel. Acesta este mult mai... am vrut să zic descătușat. Nu, nu am vrut. A venit în gând ca și inspirație descătușat. Apropo de ieșirea din teacă, descătușat. Cineva trebuie să iasă din tradiții, dintr-un stil karmic, dintr-o viață karmică, eventual dintr-o abordare mentală și trebuie să se descătușeze. În ce sens? Pentru mine șarpele de mare, pentru că sunt doar 7 cărți cu acest semn alchimic, da? Al eterului, că sunt de fapt 5, da? Al 5-lea este eterul. Acesta reprezintă chakra a doua a sexualității. Clar este atracție intensă între voi. Chakra a doua a unuia, cel puțin, dacă nu chiar a amândurora, cel puțin a unuia dintre voi este trezită la o altă realitate, realitate nu doar sexuală, v-am zis, și spirituală. Aici avem de-a face cu o energie mult mai înaltă, așa simt. Rămâne să vedem ce alt fel de cărți apar. Da, interesant că iar apare eterul, da? Iar apare eterul la capătul setului de cărți, dar apare a treia chakră. A treia chakră reprezintă dragonul. Reprezintă, de fapt, nu dragonul, reprezintă egoul. Aici este reprezentat de dragon. De dragon și în spate apare scorpion, multă pasiune. Foc, aer. Multă pasiune. Multă. Însă,
Cine este trezit la această dorință sexuală altfel decât a experimentat până acum, trebuie să-și lucreze un pic și chakra a treia a ego-ului. Dacă până acum a avut contacte sexuale din ambiție sau pentru că, așa zice lumea, că trebuie să avem contacte sexuale, acest ego-ul, varianta sa negativă, acest dragon, să nu uităm că dragonul poate să simbolizeze și șarpele și dragonul, ar putea reprezenta pentru unii și energia Kundalini. De-aia zic, pentru unii, aceștia, unii dintre voi, ei, să zicem, ei, se cam trezesc la un nou concept despre sexualitate. Evident că poate nu o să fi toți în acest potențial, dar pentru unii dintre cei care au ales numărul 2, pentru unii dintre voi, partenerii voștri sau oamenii, persoanele la care v-ați gândit, oamenii, persoanele, da? La care v-ați gândit, se trezesc din punct de vedere sexual pe alte coordonate. Hai să vedem din punct de vedere sexual ce își doresc în această perioadă, dar să facem diferența că ce își doresc este una, ce se manifestă este alta. În preajma voastră energia să funcționeze într-un anume fel, dacă nu vorbiți prea mult, dacă sunteți la început de relație, și când intrați în relație să se manifeste altfel. Oh, ce frumos fel de cuple! Cavalerul de băte. Da, cine își face? Unul dintre voi își face foarte mult grijă. Am zis că este foarte mental, asul de spade și nouă de spade. Este un pic gelos, nu știe cum să se exprime emoțional cu acest cavaler de cupe. Se simte foarte atins din punct de vedere emoțional și sexual. Într-un fel sau altul a făcut și un soi de cult pentru persoana care este un, clar, cu temperanța. Unul dintre voi este, nu neapărat că are mai multă experiență sexuală, înțelege sexualitatea, așa cum am spus-o mai devreme, și din punct de vedere spiritual, cu temperanță, unul dintre voi. Și, evident, unii dintre voi care ați ales numărul 2, mai dăm o carte, totuși. Hai. Să fie 5, că 5 reprezintă casa 5 a amorurilor. Ah, ce frumos, ce frumos, ce frumos, ce frumos! S-a terminat la 10 de cupe, la capătul setului de cărți. Da, unii dintre voi trebuie... A, am zis, mai, deci nu se poate, a, am dreptate. Iată, am dreptate, este o tentație teribilă, diavolul, regele de băte. O tentație teribilă din punct de vedere sexual, aproape obsedantă pentru acest personaj care trebuie să iasă din teacă, cum a zis mai devreme, să iasă din tradiții, din preconcepții mentale, în care s-a mințit. Și a zis, a, trebuie să fac sex, că trebuie să fac sex, că e soția, că e iubita și dacă n-am iubită, trebuie să îmi găsesc o iubită, că o să fac sex din punct de vedere hormonal, la 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 la. În fine, nici prea mult suflet nu a pus în relațiile acelea. Poate nu fi chiar așa de dură realitatea, dar într-un fel sau altul, personajul care se trezește, cred că ei, da? Nu a avut relații satisfăcătoare din punct de vedere sexual și acum trebuie să aleagă între vechiul stil și acest potențial 10 de cupe. Deci am zis 2 de cupe, 10 de cupe, nu 2 de cupe, 2 de eter, da? 10 de cupe este satisfacție maximă, euforie, orgasm magic, magic. Nu vorbesc musai de intensitate, am folosit cuvântul magic pentru că ține de cupe, de emoții, copleșitor. Poate chiar să și plângeți, iată, interesant. Central, aveți 2 de cupe. Dragoste, este dragoste. Chiar dacă e această atracție sexuală, da? Este dragostea cea care vă instigă și la atingere și la exprimare sexuală. Începe această etalare cu temperanța. Temperanța înseamnă vindecare. Vă puteți vindeca. Vă puteți vindeca unul altuia, chakra a doua. Interesant că asul de spade, într-un fel sau altul, are această capacitate de vindecare. Chiar dacă este o spadă, chiar dacă are tăiși, chiar dacă doare.
Doare, într-adevăr, să-ți dai seama că ai stat în relații nesatisfăcătoare, da? Vedeți, ai 7 de spade. Doare. Doare. Doare și să fii vulnerabil dacă nu ai fost niciodată vulnerabil. Doare. Însă, împreună vă puteți echilibra, împreună vă puteți vindeca și împreună puteți crește. Uite, temperanța 2 de cupe, da? Și acest șarpe, acest kundalini și acest ochi, puteți să aveți vin, mai, puteți să vedeți multe lucruri în timp ce aveți aceste momente intime pentru unii care vă lăsați deschiși către aceste lucruri. Dar temperanța și 6 de monede, ce își doresc? Își doresc un pic să nu se arunce așa cum s-a aruncat sau să nu se manifeste, mai ales dacă e această trezire la autosabotaj în trecut sau la relații nesatisfăcătoare. Își doresc un pic să se tempereze sau și voi să vă temperați un pic pasiunea, care într-adevăr este teribilă, cu cavalerul de bâte. Și-ar dori eventual să fugă undeva, într-un loc în care să fiți, dragii mei, doar voi doi, 2 de cupe și 10 de monede. 2 de cupe și 10 de monede. Dacă doamna până acum s-a temperat, sau se temperează, încearcă să-și deschidă această ceacră cu grijă să nu explodeze, da? Și-ar dori, totuși, să experimenteze ceva ce n-a mai experimentat până acum și ar dori să mergeți mai departe și unde mai departe, nu ori într-o zonă experimentală, să mergeți într-o zonă în care există satisfacție și siguranță, 10 de monede siguranță și apare și 10 de cupe. Deci satisfacția aceasta se manifestă din multe puncte de vedere. Emoțional, fizic, siguranță, da, și spiritual cu 10 de cupe e un ideal. E un ideal pe care și-l doresc atins și simt că împreună puteți atingeți acest ideal. Doamna, dacă a fost până acum singură și a așteptat, a așteptat, a așteptat, se pare că înțelege că a venit acel personaj, acel bărbat care o onorează, da, care o adoră, care o duce pe culmile plăcerii și care e suficient de îndrăzneț, nu aventuros, îndrăzneț, cuceritor, pasional, evident, inteligent, cât să aibă răbdare. Ca să ajungi la 10 de monede, trebuie ceva răbdare, da? Și avem două cărți care exprimă răbdarea, da? Își dorește să fiți în echilibru o perioadă până ajungeți la acel moment, da? Pentru că nu are nevoie doar de satisfacție fizică, acest personaj are nevoie și de satisfacție emoțională și de siguranță. Ce își mai dorește din punct de vedere sexual? Evident, atingeri, iar văd că uneori, da, erotismul se manifestă și prin sau și în momentele în care mâncăm, până la urmă, fructele, da, fructele, dulciurile sunt motive de a ne stimula, da? Poate să fie afrodisiace, mâncare, da? Poate să fie, nu că poate, este, da? Într-un fel sau altul, este afrodisiac. Deschide niște ceacre și ne face un pic mai relaxați, mai vulnerabili, da? Poate că începeți să mâncați la un restaurant sau la o cină romantică, o începeți pe masă și o continuați pe voi, da? Unii dintre voi. Dar, mai presus de toate, aici este adevărul, aici este victoria și aici este înțelegerea. Sexualitatea asta e, de fapt, cu cât este legătura sufletească, emoțională mai profundă între voi, cu atât și intensitatea, cavalerul de bâte este intens și intensitatea trăirilor este mai mare. Această legătură sufletească, de fapt, nu tehnica în sine. Și poate nici așteptarea, deși se dorește un pic de așteptare, un pic de preludiu, da? Dar preludiul ăsta este, de fapt, conectează sufletele. În acest preludiu se conectează sufletele mai degrabă, că sunt două cupe, și apar și două cupe aici, decât se conectează două trupuri. Da? Mai întâi se face conexiunea sufletească, apoi se îndrăznește în a merge mai departe
și în a construi, că de fapt, da, în a construi această stabilitate. Se dorește stabilitatea clară. Să aveți măcar o relație sexuală stabilă, satisfăcătoare, romantică, senzuală, tactilă. Da? Nu tehnica, chiar dacă a fost spada, a fost prima carte spada, nu tehnica este cea care primează în aceste nevoi sexuale, cât emoția, cât sufletul, spiritul, în sensul spiritual, da? Nu neapărat emoțional, siguranța. Pentru că acest personaj are nevoie de un om care să-i dea stabilitate și siguranță ca să poată să fie vulnerabil. Etalarea începe cu o femeie îmbrăcată și apoi încet, încet, da? Pe jumătate e dezbrăcată, pe urmă, na, aici nu se vede că este acoperită de el, aici este dezbrăcată, da? Încet, încet omul se deschide, da? Persoana se deschide, încet, încet. Și poate și voi la fel, că sunteți două cupe, poate că amândoi sunteți la fel. Pentru unii dintre voi această etalare poate să fie și în oglindă. Da? Îndrăgostiți-i la capătul setului de cărți și 10 de cupe. Trebuie să alegeți. Cum stați? Închistați, închiși, da? În relațiile respective din trecut sau deschiși? Acum, și deschiderea asta, repet, se face în timp. Unii nu pot să fie vulnerabili, nu pot să fie obraznici. Da? Dacă n-au o siguranță în relație. Și repet, trebuie ales între, nu zic minciună, între autosabotaj, între relațiile din trecut, între refuzul sau felul în care unul dintre voi, poate unul dintre voi, nu știu, voi, ei, ați mentalizat prea mult această zonă sexuală și din cauza asta nu ați avut satisfacțiile de care puteți să le aveți împreună cu acest personaj. Se dorește prietenie, uite, regele de monede, de bâtă, prietenie, protecție. Au nevoie să fie protejați, da? Ca să se poată manifesta această teribilă pasiune. Este, într-adevăr, pasiune. Cam atât. Ce-ar mai fi să văd? Ce-ar mai fi să primesc ca informație? Am zis, vindecare. Vindecare, echilibru, creștere spirituală, atingerea. Aveți nevoie să vă atingeți sufletul. Mamă, dar cât romantism văd aici. Da, că se mai experimentează, mai fugiți de acasă și vă duceți undeva în vacanță să fiți doar voi la o cabană, nu știu pe unde, da? Da, am zis, interesant, am zis oglindire. Și acum mă observ, că am zis, bine, da, știți cum e cu channeling-ul, da? Cu analizarea. Aici apare o oglindă. Aceleași nevoi, într-un fel sau altul, le aveți și voi. Conștient sau neconștient, le veți conștientiza. Apropo de trezire, casul de spade poate să fie o trezire. Da? O trezire a pasiunii, trezirea lui Kundalini. Pentru unii cu 10 de cupe, 10 de monede, clar, și 2 de cupe, și temperanța. Pentru unii această kundalini, da? Puteți să începeți să vedeți altfel niște lucruri pe care nu le-ați văzut după aceste contacte sexuale cu acest personaj. Foarte interesant. Foarte interesant. Dom'le, când îi văd pe ăștia atâta romantism, mă înduioșează. Mă înduioșează. Și cum se țin de mână. Și aici cum este onorată femeia, pentru că merită. Sunt atâtea femei care sunt exploatate din punct de vedere sexual, folosite ca niște jucării, da? Da, una e să te joci, cavalerul de bâte poate să fie foarte jucăuș, dar în anumite contexte poate să fie doar experimental, da? Acest personaj nu își dorește experimente, da, își dorește să experimenteze din când în când, dar baza este sufletească. Și își dorește o relație de lungă durată. Cu 10 de monede chiar și-ar dori o relație de lungă durată. Rămâne de văzut dacă se va materializa. Dacă vă cunoașteți de mai mult timp, și-ar dori chiar căsătoria. Sărutări multe, atingeri multe
Și comunicare, în primul rând, de la suflet la suflet, dragii mei. Cam atât deocamdată. Chiar. Cam atât. Să nu uităm că vă oglindiți. Că vă oglindiți. Și dacă sunteți suflete perechi, într-adevăr, trebuie să oglindiți și experiențele trecutului. Și dezamăgirile. Și voi ați avut dezamăgiri și ei au avut dezamăgiri fiecare în felul lui, da? În acest motiv vă oglindiți și nevoia de vindecare și de creștere spirituală. Împreună puteți să creșteți. Ok, doki. Trecem la numărul 3. Cei care ați ales 9 de monede. La cine v-ați gândit? Voi știți. 9 de monede e o persoană independentă. Că sunteți voi, că sunt ei, variază. Este vorba de independență sau de nevoia de a ieși din cușcă. Această cușcă nu e obligatorie să fie o relație. Pentru unii poate să fie nevoia de a ieși dintr-o relație pentru a trăi libertatea, că nu înseamnă expansiune, este numărul lui Jupiter. De altă parte, unul dintre voi are niște reușite profesionale, atrage, interesant, ce atrage, am vrut să zic că atrage publicul. Poate că așa este, poate că atrage public într-o formă sau alta. Dar este un personaj inteligent, muncitor, care a muncit pentru fiecare realizare și posibil, rămâne de văzut ce alte mesaje mai primiți la alte detalii, nu la aceasta, chiar și la aceasta, dar și la altele. Posibil pentru acest personaj libertatea să fie foarte importantă. Libertate nu înseamnă lipsa asumării sau a responsabilității. Oamenii care au aceste reușite au și responsabilități pentru fiecare monedă are responsabilitate, da? Sau au muncit. Sau au muncit pentru fiecare, vedeți cartea, da? E un albastru foarte frumos, un albastru pur. Aia reprezintă, într-un fel sau altul, chakra a 5-a și a 6-a, comunicării și a viziunii. Unul dintre voi este aici. Poate că sunteți amândoi singuri, poate doar unul sunteți în această postură. Rămâne să vedem. Din punct de vedere sexual, energia generală dintre voi. Energia sexuală dintre voi în această perioadă. O să facem și altfel de variantă, nu doar ce își dorește. O să facem și altfel, mai încolo, ca să puteți să comparați. Dar, deocamdată, energia generală dintre voi. Uf, sunt două cărți. Interesant. Am zis că unul dintre voi este evoluat. Aici este. Unul dintre voi este evoluat, pe de-o parte. Celălalt este mai micuți la un anumit capitol. Deși e foarte interesant că apare iar 9 de monede, dar 9 de pământ, dar aici arată altfel. Unul dintre voi este mai... Energia sexuală dintre voi. Aveți eter și pământ. Da, între pământ și cer. Da, între cer și... Între această lume materială e foarte controversată și complexă imaginea asta nouă de monede. Deși ține de pământ, personajul este asumat spiritual. Sau își dorește creștere spirituală. Și atunci, dacă își dorește creștere spirituală, evident că își va dori această spiritualitate, această kundalini, da? Rodul lui kundalini, a viziunilor sale și a muncii sale, să se manifeste și în plan sexual, da? Ia uite, calul este regele de pământ și avem 9 de pământ preîmpărăteasa. Unul dintre voi posibil să fie căsătorit. Da, posibil să fie căsătorit unul dintre voi. Pe de-o parte, v-ați întâlnit la locul de muncă. Am zis, unul este mai înțelept, unul își dorește libertate, unul este mai tradițional, mai... poate să fie și mai timid, dar eu aș zice mai tradițional. Nu o să fie mai timid, deși e posibil să fie și timid. Oricum, acest personaj care este liber își dorește un om pe măsură, da? Un om cu care poate să crească, cu care poate să conceapă, da? Probabil că la un moment dat se va pune în discuție și noțiunea de copil în timpul actului sexual păstrează sau acceptă sau nu, unul dintre voi, această variantă. Oricum,
țineți foarte mult la acest potențial. Oul este un potențial, este un univers încă neexpandat, nefolosit. E ca o paletă, acum îl văd ca pe o paletă de culori, da? În care n-ai folosit încă culorile, n-ai pictat încă pânza, n-ai pictat încă desenul. Această atracție, șarpele, știm bine că e simbol falic, este o atracție mare între voi, că de-aia căutați acest gen de etalare, dar se dorește folosirea acestui potențial într-un mod complet, 7 chakre, da? Iar apare eterul, da? Să vă ridicați de la nivelul de 3D, de pământ, da? În sus, iar creșterea sau trezirea lui Kundalini, clar pentru unii care știți. Pentru cei care nu știți, oricum se dorește o atmosferă completă și complexă. Eventual și stabilitate, într-o formă sau alta. Mielul este foarte pur. Unul dintre voi, posibil acest personaj care este mai este singur, tocmai pentru că s-a concentrat pe muncă, pe reușite, pe creșterea spirituală, să fie mai pur, mai inocent din punct de vedere sexual. Și celălalt, care are mai multă experiență, să zic, poate chiar este și căsătorit sau într-o relație de lungă durată sau, în fine, e mai intens, e mai matur, e rege, da? Și cu Scorpion și are o pasiune maturizată. Celălalt să țină foarte mult. Cel care e mai experimentat ține foarte mult la puritatea aceasta. Nu și-ar dori o pângărită, ci... Care-i cuvântul? Transmitem un cuvânt acum. Educată, da, mulțumesc. Și-ar dori o educată într-un mod, că și nouă de monede educat, într-un mod productiv. Productiv, da, productiv. Adică să vă bucurați de potențialul vostru, cum a zis mai devreme, în timp. 7. Unul dintre voi se conectează la divinitate, clar. Și cred că cel care este mai pur are această conexiune spirituală. Cel care este mai pur, mai inocent. Hop. Interesant a plus steaua. Foarte interesant. O pun deoparte că n-am cerut încă. Hai să o las așa. Steaua. Știți bine că steaua am zis de persoană publică, parcă la voi am zis, nu? Parcă așa am zis mai devreme, când fac channeling, nu mi-aduc aminte tot ce spun. Iar vă puteți vindeca, puteți crește. Crește și acest șarpe, se înfășoară pe acest univers, pe acest potențial al vostru. Țineți foarte mult unul la celălalt și personajul la care v-ați gândit ține la voi. Dar o să vedem ce alte cărți apar. Sentimentele astea sunt altfel, nu genul de nu în sensul posesiv, nu ține la voi posesiv, cum fac majoritatea oamenilor, ci mult mai înțelept. În fine, cărți pentru numărul 3. Ce-și dorește numărul 3 din punct de vedere sexual? Ce-și dorește numărul 3 din punct de vedere sexual? Care sunt aici. Interesant, le las. Ca un sens. Ca un sens. Unul dintre voi trebuie să aleagă între o căsnicie și persoana liberă sau între niște experiențe dezamăgitoare, dureroase și această întâlnire cu un potențial de vindecare și de creștere special. Mai am o carte pentru numărul 3. Mai am o carte pentru numărul 3. Ce își dorește numărul 3? Eremitul. Interesant. Am zis că unul este mai solitar, mai pur, eremitul și mielul și steaua este destul de singuratică. Și spânzuratul.
Pentru că e totuși o carte spirituală. Ia uite ce frumos, la capătul setului de cărți, lumea. Probabil că acest personaj a fost... Probabil că au fost momente de tăcere între voi, în care și unul și celălalt trebuie să ia decizia de a merge mai departe, de a descoperi această nouă lume. Și aici e o nouă lume și aici apare lumea, da? De a încheia, dragii mei, un ciclu absolut dureros, 10 de spade, dezamăgitor. Unul dintre voi a fost foarte trădat. Poate și acest personaj singur a rămas singur pentru că a fost trădat. Poate că a fost trădat cel care este în căsnicie, pentru că vă totuși 4 de monede. Unul dintre voi a avut o relație. Puf, puf, puf. Pentru cine citesc? Voi știți, îmi spuneți. Unul dintre voi a stagnat. Ia uite, ați stagnat. Ei? Sau voi vedeți-vă unde vă e locul? Că vă știți viața sexuală, da? Ați stagnat într-o relație în care cel de lângă voi era plicticos, în care cel de lângă voi nu se mobiliza, nu iniția, aștepta ca voi să inițiați eventual. Sau din niște motive au trebuit făcute niște sacrificii, v-ați legat karmic de acest personaj, a fost un legământ. Însă, să nu uităm că pentru mine 9 de monede, cel puțin în cărțile de tarot, reprezintă și un personaj care inspiră. Apare acest personaj care inspiră, inspiră și steaua, da? Și la ce inspiră? Am zis la creștere aceasta, la o nouă lume, la o nouă lume. Și aplicați mesajul și în viața de zi cu zi, dar o aplicați și din punct de vedere sexual, evident. Pentru că personajul care a trecut prin toate aceste lucruri, care s-a rugat pentru eliberare, pentru a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? S-a rugat, ia uite și steaua și eremitul caută steaua. A proiectat în viitor această întâlnire cu voi, da? Cel care este singur a proiectat în viitor, s-a rugat foarte mult cu spânzuratul și cu steaua, acest bărbat, femeie, ce-o fi fost femeie, bărbat, da? A plâns. A plâns foarte mult. Poate nici nu a mai făcut sex sau nu atât de des cum poate fac alții, da? Din niște motive. În primul rând, cei de lângă ei erau neimplicați și în al doilea rând au fost răniți. Și au proiectat această dorință, steaua, da? Și eremitul. Au stat în momentele lor, după ce s-au liniștit din plâns, s-au rugat, Doamne, dă-mi și mie un partener, o parteneră care să mă vindece, cu care să pot să vindec această rană teribilă, cu care să pot să simt dragostea, să simt romanță, să simt creștere spirituală, să fie totul pentru mine, lumea și steaua, că n-am nevoie să experimentez în stânga și în dreapta. Vreau un personaj care să fie totul pentru mine, da? Să fim împreună, ia uitați aici cum este oul și șarpele cum înfășoară oul. Acesta este potențialul vostru. Un om care să fie totul pentru mine și eu să fiu totul pentru el sau pentru ea. Și ce e frumos că aceștia stau pe o pătură albă, apropo de miel, de puritate, da? Să nu aibă gânduri aiurea, să nu aibă intenții neplăcute, pentru că efectiv nu mai m-am săturat. Am obosit să plâng că sunt înșelată, da? Să plâng așteptând și celălalt să stea, să se uite și să nu facă nimic, da? Să-mi doresc această pasiune și celălalt, eu știu, să doarmă, să fie plictisit, da? Vreau altceva. Mă mir că n-a apărut roata norocului, dar a apărut lumea. Vreau o nouă lume, da? În care să comunic deschis, dar să comunic pe alte coordonate eterice, da? Eterul a apărut, nou, care e număr jupiterian, număr spiritual, da? Regele de monede, căsătorit, necăsătorit, acest personaj are și el ochiul, al treilea ochi deschis. Își ascultă intuiția. Vreau să ies din relația karmică în care, da, suntem căsătoriți, altă variantă, da? Și nu ne înțelegem. Vreau pe cineva cu care să mă înțeleg.
Ce-și mai doresc din punct de vedere sexual? Chiar dacă se mângâie cu gândul la voi, probabil că chiar dacă au aceste momente în care se autosatisfac, da? După cum vedeți, se gândesc la voi în timp ce se satisfac. Totuși, își doresc să fie vulnerabil. În spânzuratul există un grad de vulnerabilitate deosebită, da? În care celălalt se lasă legat și partenera face, eu știu, gesturile de care are nevoie ca să fie satisfăcut. Probabil că unii dintre voi sunteți foarte atrași de picioarele doamnei sau domnului, într-un fel sau altul. Și de sânii ei, dacă sunteți bărbați. Ce-și doresc acești oameni? Și aceștia își doresc stabilitate cu 4 de monede. O nouă lume în care sunt stabili și pot să fie vulnerabili alături de voi. Își doresc să trăiască această pasiune așa, mocnit. Da? E un evantai, să-și mai facă vânt, iar să mai se încălzească, iar să-și facă vânt, mocnit. Își doresc masaj. Probabil, da, nu probabil, cu siguranță și-ar dori masaj. Își doresc să fie tratați cu respect la steaua și lumea și, da, își doresc să fie tratați cu respect, cu apreciere, să fie puși la locul acela de cinste, pentru că au suferit foarte mult. Clar, nu își doresc 10 de spade. 10 de spade cred că ține de energia trecutului, a unuia sau a celuilalt. Dacă între voi, deși n-am văzut nici turn, n-am văzut ceva care să se pare, între voi, într-un fel sau altul, s-a pus o tăcere, tăcerea aceasta e din cauza ori a unei relații karmice care încă e suferindă și neîncheiată, ori a unei căsnicii, și căsnicia e tot karmică, da? A unei situații. Da? Pentru că văd și eremitul care tace și finalizează această expunere. Eremitul. Și lumea. Ce își dorește? Într-un fel sau altul, dacă se simt trădați, dacă simțiți că a fost un moment de trădare între voi doi și această trădare nu ține de partenerul vostru sau partenerilor, de trecutul vostru sau trecutul lor, că aici totuși nu e o flacără, s-a stins flacăra. Sunt dezamăgiți pentru că au sperat totul. Au sperat totul. Pentru că apare totuși o lume, o încheiere de ceva. Aș vrea să mai iau încă o carte după acest eremit. Mai dăm o carte pentru numărul 3. Că n-aș vrea să se încheie cu tăcerea. Ia uite, regina de bute. Da, își doresc să se reaprindă flacăra între voi. Dacă această tăcere și această stagnare și aceste trădări au apărut între voi doi din niște motive... Își doresc, se roagă și eremitul și steaua se roagă să vă reîntâlniți, să se aprindă flacăra. Acum, evident, e alegerea voastră, dar dacă ați ascultat, probabil că încă mai vreți și voi ceva, pentru că dacă ați fost împreună, a fost super, super minunat. Ați văzut, cu alte cuvinte, stele verzi. Și apoi a apărut stagnarea, au apărut problemele, nemulțumirile, criticile cu 4 de monede și cu eremitul, poate că au apărut criticile, proiecțiile. Că dacă, că aia, că ailaltă. Asta repet în cazul în care nu toate cele 4 cărți nu reprezintă o poveste din viața trecutul vostru sau a lor. Ia uite și ce frumos s-a oprit la 10 de monede. Da, își doresc să se reaprindă pasiunea. Ia uite și 0. Da, să manifeste un nou început. Da. Eventual să fiți împreună. Dacă sunteți căsătoriți și ar dori să vă separați de persoana respectivă și să vă căsătoriți cu ei sau măcar să fiți într-o relație de lungă durată, stabilă, că nu trebuie să fii căsătorit ca să fii stabil, da? Nu contractul, nu semnătura te face stabil, ci pasiunea asta, da? Creșterea aceasta, potențialul acesta de creștere spiritual și nu doar spiritual, și profesional cu 9 de monede. Există ceva care a stat în... Ia uite... În calea acestei pasiuni. Poate este temporar. Doamne ajută! Pentru că finalul este regina de bâte. Da. Eventual, dacă sunteți bărbați, își doresc să... Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, da? Să veniți, să-i instigați într-un fel sau altul, dacă sunt bărbați și voi sunteți doamne.
să instigați și apoi să-i vindecați. Da? Îi puneți un pic pe jar să vă contemple, să vă oferiți, ne dați un pic de spectacol. Regina de Bâte este dramatică, este teatrală, un pic de spectacol, de, nu știu, sexy, un dans sexy, că ține de dans. Și apoi să vă degustați unul pe celălalt, pendelete, da? Și acesta să fie manifestarea unui nou început, a unei noi lume, apropo de lumea pe care am văzut-o mai devreme, să manifestați ceva nou. Să riscați eventual, dacă n-ați mai fost împreună, își doresc să lăsați în urmă, eu știu, toate aceste cărți mai triste, da, care vă țin pe loc și țin acest potențial. Dragii mei, cu steaua, sunteți tot ce și-au dorit. Sunteți tot ce și-au dorit. Și am văzut și lumea și am văzut 10 de monede, dar ceva s-a întâmplat. Dacă vreți să-mi povestiți bine, dacă nu, tot bine. Și am zis, interesant, iar astăzi am descoperit oglinda. Și nu oglinda, am mai văzut-o, dar astăzi am descoperit că oglinda îmi transmite că și voi ați trăit povești similare, dezamăgiri asemănătoare ca ale lor. Da. Masaj, comunicare, dans. Își doresc să se reaprindă flacăra. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc în continuare dragoste, pace, creștere spirituală și vom mai face etalări de acest gen, dacă vă place. Și vom vedea altfel de energii în alte perioade. Numărul 4. Numărul 4, valetul de cupe. După cum știți, sau după, poate nu știți, valetul de cupe înseamnă, am zis la început, poate să însemne și scuze. Cineva ar trebui să ofere scuze cuiva. Dar, printre multe alte simboluri, valetul de cupe reprezintă și romantism, dorința de a comunica din suflet, de a-și descoperi sufletul, de a-și descoperi emoțiile. Poate să fie poetic, romantic, chiar dacă în aparență, și subliniez, da, subliniez, în aparență poate să pară imatur sau copilăros pentru cei care sunt mai pragmatici, mai dur, mai mental, dar totuși vorbim de o energie sexuală și până la urmă adevărata sexualitate fără emoții nu este matură. Da, de aia zic, e în aparență imatur. Da. De fapt, când doi oameni fac dragoste, da, nu sex, cele două suflete se cuprind, se deschid, se aprind, da, e o cupă care iau, te luminează. Într-un fel sau altul, unul dintre voi îi luminează sufletul celuilalt. Îi alina sufletul, valetul de cupe poate să fie și un medicament pentru celălalt. Când să vedem energia sexuală dintre voi doi. Ups! De foc! Este pasiune! Șopârla, șopârlița, șopârlița. În capătul setului de cărți, broasca țestoasă, tot semn de apă, tot emoții. Ceva a mers foarte greu între voi. Broasca țestoasă are de făcut un drum lung. Probabil a fost mândria cuiva, simțul valorii a celuilalt, celălalt a fost eventual prea timid, sau a stat într-o energie mai întunecată, cu griji, da? Și celălalt s-a concentrat ori pe bani, ori pe valori materiale sau personale, ori pe ego, da? Și totuși, relația voastră în sine, dacă reușiți să vă adaptați, că și o pălița ce faceți, se adaptează culorile la mediu, dacă vă adaptați unul la celălalt, da? Puteți să mergeți mult timp împreună, pentru că broasca țestoasă arată un drum lung, are de făcut un drum lung, știți bine că trăiește mult timp. Și pe interiorul acestei carcase se scriu multe povești, multe emoții, probabil că au rămas nespuse până acum și urmează să fie spuse. Da, n-au fost spuse din cauza mândriei și am mai zis, dar trebuie ca unul dintre voi să-și deschidă, asta e chakra inimii și interesant că această cupă, după cum vedeți, luminează la nivelul inimii, unul dintre voi trebuie să-și deschidă sufletul. Da? Mărița. Îți trebuie să învățați să vă adaptați unul celuilalt.
Iar cu adaptarea este destul de, e frumos, sună bine să vă adaptați, dar este foarte posibil dacă există această conexiune sufletească profundă între voi, când unul e trist și celălalt să fie trist și atunci iar nu-i bine. E frumos când e unul vesel să-l facă și pe celălalt vesel, dar dacă unul se întristează din niște motive, poate că există persoane dominatoare în preajmă, poate există, eu știu ce, nu? Ceva, în fine, orice poate să existe, da? Când unul se întristează sau are un insucces, instantaneu și celălalt preia aceste stări. Cu această, iar, schimbare de culoare în funcție de mediu, că uneori aveți acest potențial de a fuziona unul cu celălalt, de a vă confunda, fiți atenți pentru cine o fi acest mesaj, de a vă confunda emoțiile, de a vă confunda nevoia sexuală, nevoile sexuale, pasiunea, focul. Pentru că, am zis, șopălița se confundă cu mediul, da? Și mediul emoțional sau sexual sau financiar al cuiva este preluat de celălalt și celălalt simte și are impresia că, de fapt, el e trist, dar, de fapt, nu el e trist, este celălalt trist, înțelegeți? Și simt că e o conexiune destul de profundă între voi. Faetonul, energia ce-și dorește numărul 4 de la voi. Faetonul. Ce-și mai dorește? Își dorește să-i simțiți intuitiv, că și valetul de cupe simte intuitiv și șopârlița simte de la distanță orice schimbare și de sunet și de temperatură, să-i simțiți. Pentru că e interesant, e a patra carte din semnele de foc și știți bine că patru de bâte reprezintă relație. Nu simbolizează musai relație, dar aș vrea să fac și conexiunea asta totuși, da? Ce-și dorește de la voi numărul. Sunt multe cărți. Nu, sunt multe. Ce își dorește de la voi numărul 4? În primul rând, își dorește să alegeți sau să aleagă ei. Să alegeți, să vă împliniți destinul. Ia, să vedem. Să mergeți mai departe, să explorați. Faetonul explorează, îndrăzneți. O, ce frumos! Măi, dar numai semne de apă, va. Probabil că unul dintre voi are marcaj puternic în semne de apă. Faetonul rac, da? Sau săgetător pentru mine. Avem și semn de foc. Lună, pești, rac, scorpion. Regele de cupe, pești, rac, scorpion. Măi, valetul de cupe, pești, rac, scorpion. Măi, măi. Aici apare și roata norocului. Se dorește roata norocului pentru mine. Este octombrie, poate să fie balanță. Sau fecioară. Poate... Ah, interesant, zis balanță. Pentru unii poate să fie unul dintre voi cu marcaj în balanță, poate o să fie o schimbare la locul de muncă, adică să vă fi întâlnit la locul de muncă, apropo de mediu, și în mediul respectiv să vă simțiți unul pe celălalt, da? Mai dăm o carte. Ce își dorește? Numărul 4 de la voi. Pentru că e un valet, este o energie mai tinerească. Am zis, poate să pară imatură, dar este de fapt sensibilă. Este sensibilă, delicată. Încă o carte. Sensibilă, delicată, vulnerabilă. Ce își dorește? Că sunteți voi, că sunt ei acolo, vedeți unde sunteți. Își dorește să ieșiți undeva. Că, în general, cupele se oferă, da? Parcă vrea să ofere ceva. Dacă nu vrea să-și ofere scuzele, poate vrea să vă invite undeva să beți un pahar de la o terasă. Și de acolo să mergeți. Să mergeți cu mașina, că tot avem faetonul, să vezi, mergeți cu mașina, interesant, la o terasă, eventual să vă plimbați pe malul mării, că văd luna, pe malul mării, pe malul râului, pe malul lacului, da? Să stați așa în clar de lună.
să vorbiți de la suflet la suflet, să vă deschideți sufletul, apropo de ce am zis mai devreme cu Luna, că sunt multe mistere și secrete între voi și nu doar între voi, dar pe care voi le țineți și le-ați dorit exprimate. Vreți să exprimați și ei vor și voi vreți să exprimați cuiva ascultă, na? Cine vă ascultă, cine vă înțelege. Interesant că și aici sunt două personaje care se ascultă. Da? Intuitiv și nu doar intuitiv. Se ascultă, se înțeleg. Vă înțelegeți nevoile sexuale în principiu. Chiar dacă poate uneori există o confuzie, dar repet, confuzia este datorată acestei asemănări. Nu contează ce zodie sunteți, da? Din punct de vedere emoțional și posibil sexual, să aveți multe asemănări. Avem o carte pentru numărul 4. Ce dorește numărul 4 din punct de vedere sexual? Primul rând, să fie mângâiați prin păr sau să vă mângâie prin păr, clar. Își doresc să vă fac un masaj, să-i atingeți pe spate în timp ce vorbiți. Ah, ce frumos! Să vă sărutați, să ieșiți undeva la o terasă, să ascultați muzică, să faceți declarații frumoase, muzicale, dacă știți să cântați, să le cântați. Da? Dacă nu, eventual să le faceți dedicații muzicale, să le spuneți așa, o romanță, romanță de vară. O romanță frumoasă de vară, pe malul mării, poate. Sau la o terasă, dar puteți să schimbați locațiile, dacă încă e cald și puteți să mergeți. Să vă sărutați așa pe aici, pe acolo, dar 5 de aia. Cred că unii dintre voi trebuie să mai așteptați un pic în această relație. Sunteți undeva așa, simt că ori sunteți într-un moment în care apar posibil niște blocaje și trebuie cu răbdare să vă găsiți momentele doar pentru voi și să alegeți între relație și, eu știu, altceva, dar trebuie să aveți răbdare. Că la capătul setului de cărți apar îndrăgostiți și știți bine că îndrăgostiți înseamnă și alegere. Dar pe de altă parte sunt și îndrăgostiți valetul de cupe, super îndrăgostit, da? Și am zis super îndrăgostit că pe de o parte, dacă există această conexiune, ia uite, dacă există această conexiune emoțională între voi, poate aveți conjuncție lună-lună, uf, da? Nu știți a cui starea este, a voastră sau a lor. Clar, îndrăgostiți. Îndrăgostiți sub clar de lună, așa aș spune. Ce își doresc? Să vă plimbați cu faetonul, să mergeți mai departe, eventual să dezvoltați o relație, că e numărul 7. Poate relația aceasta o perioadă să fie mai, nu neapărat secretoasă, mai în secret, pentru că sunt mulți invidioși. Sunt mulți invidioși și voi trebuie să-i simțiți de la distanță. Am zis că șopulița simte de la distanță orice chestie. Amândoi puteți să simțiți, toți invidioși și dușmănoși și cei din spate, da? Dar central este o dragoste profundă, da? Adâncă ca un ocean. Iar el are tendința să fie un pic mai închis decât ea, dar cu răbdare și își dorește foarte mult să o aline și să o vindece și să fie romantic cu ea. Dar cu răbdare și ea are puterea să-i deschidă sufletul, să-l facă mai vulnerabil, să-l dea un pic jos de pe tronul său, da, în care, da, iubește foarte profund, și să fie un pic mai simplu și mai deschis, după cum vedeți aici, îmbrăcat mai simplu și mai deschis. Da, există multă lume în jur, trebuie să aveți grijă, poate trebuie să vă feriți, poate că unii sunteți într-o căsnicie sau aveți, nu știu, da, vă și un 10 de pute, vă și moartea și 10 de cupe. E o energie foarte intensă care se va manifesta în timp și veți simți că profunzimea acestei dragoste, acestei iubiri vă va transforma. Dar ce își dorește din punct de vedere sexual? În primul rând, comunicarea. Am zis comunicarea de la suflet la suflet. Să vă telepatică. Să nu trebuiască să spună prea multe cuvinte. Să știți ce aveți de făcut. Și în anumite, a spune că e imposibil, dar dacă sinastria și planetele vă ajută, este posibil. Să știți fiecare
Dar, repet, există și contrapartea acestei poziții. Când vă e rău sau când aveți o problemă și celălalt o simte, da? Ce mai simțim? Am zis să ieșiți la restaurant sau am zis doar de terasă, dar poate să și gustați ceva. Să vă vorbiți. Să vă vorbiți despre lucruri pe care nu le-ați spus nimănui, în primul rând. Știu că sună ciudat la această etalare sexuală, dar pentru unii, am mai zis și la alt număr, nu mai știu la care, conexiunea emoțională, asta e central, regele de cupe, cea mai profundă carte. Da? Din seria cărților de curte, da? Nu e arcană majoră, dar avem îndrăgostiții, da? Care arată că sunt îndrăgostiți, că sunteți îndrăgostiți, așa, dar aceasta e cea mai profundă carte. Își doresc o dragoste profundă, ei, pentru că ei pot să iubească profund. Și cu atâtea cărți posibil, repet, și voi să iubiți, că altfel nu v-ați întreba de una și de alta ce-i satisfacție. Îi satisfează. Ha, scuzați-mă, ce-i satisface. Ia să beau un pic de cafea. Ce-i satisface? Ai nevoie de apă, acum am nevoie de apă. Sunt însetați, interesant, sunt însetați. Însetați de emoții, în primul rând, pentru că atunci când vorbim de apă, vorbim de emoții. Au nevoie de emoții pentru că au stat un pic într-un mediu prea nesatisfăcător, aș spune. Poate au avut și niște probleme. Poate au fost prietenii trecătoare sau relații trecătoare cu 5 de monede, dar vor ceva consistent emoțional. Nu vorbesc de consistență materială. Mai, știți ce e aromantism? Trebuie să vă spun eu acum în această etalare? Un sentiment de maternitate există între voi și unul și celălalt își dorește să fie protejat și hrănit și alintat. Alint. Simt mai mult alint. Nevoia de discuție, de alint, de romantism, de senzualitate. Nu e ceva extravagant, deși există pasiunea. E o pasiune mognită, patru, care creează stabilitate. Regele de cupe e stabil că e rege. Și iubește. Mult, intens. Poate să fie și eu, nu știu de ce simt, poate să fie o iubire și dintr-o altă viață, să o simțiți. Că atunci când iubiți, regele de cupe, când iubește, păstrează această dragoste și în viața următoare. Aici este, aveți nevoie de comunicare, clar. Călătorie. Să faceți o călătorie la mare sau undeva pe lângă o apă, v-ar prinde foarte bine. Să mergeți cu mașina eventual să vă iubiți în mașină, pe malul mării, în apă. Dar este o iubire romantică în care amândoi sunt vulnerabili, au nevoie să-și deschidă sufletul și unul și celălalt aveți nevoie. Degeaba aș deschid voi dacă voi nu vă deschideți, dragii mei. Da, este nevoie de echilibru. Am văzut și balanța, parcă la voi am văzut balanța, dar este nevoie de echilibru când unul dă și celălalt să dea. Nu? Când unul e vulnerabil, să fie și celălalt vulnerabil. Când unul își spune rănile cele mai vechi și celălalt ar trebui să spună din problemele sale. Da? Dar unul, în mod special, are capacitatea să-l vindece pe celălalt. Deși vă vindecați reciproc, are capacitatea să-l vindece pe celălalt. Vedeți în ce postură sunteți. Ori ei vă vindecă, ori voi îi vindecați, pentru că regele de cupe poate să fie și consilier, da? Și dacă regele de cupe îi poate reprezenta pe voi, pe ei, pardon, își doresc să vă vindece pentru că vă știu răniți, iar vedeți unde sunteți. Vedeți unde sunteți. Și își doresc să vă ia așa încetişor, cu gesturi mici și delicate. Dăm o carte. Mai dăm o carte. Ca să nu rămân doar cu 5 de monede, totuși, mai dăm o carte pentru numărul 4. Ce își dorește din punct de vedere sexual de la voi? Mai dăm o carte ca
ca să nu finalizăm cu 5 de monede. Spânzuratul. Și roata norocului. Roata norocului. Da, s-au abținut. Au lăsat în urmă, vor să lase în urmă o perioadă de autosabotaj, de păcăleală. S-au mințit în niște relații. S-au mințit în niște relații. Au fost singuratici o perioadă. Sau și-au, dacă nu au fost singuratici, și-au redus pasiunea pentru multe relații, da? Și din cauza, poate a fost și distanță între voi sau între ei și foștii parteneri, dar vor să schimbe energia, roata norocului. Și interesant că a venit, apropo de schimbare, iar semnul balanței a revenit parcă la voi a fost, da? Și semnul peștilor, iar adaugă la semnul neapărat, poate să fie nodul nord în pești. Da? S-a finalizat cu spânzuratul, ce își doresc. Să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să... să-i conduceți într-un fel. Să-i conduceți. Să se lase în voia voastră. E o femeie legată care se lasă în voia partenerului. În voia dorului și a stărilor emoționale. Da, poate că și visează. Dacă se întâmplă să vă separați din niște motive, visează, își dorește, îi e dor de voi. Dar ce își dorește așa, din punct de vedere sexual, în această perioadă, probabil că are și vise erotice, are fantezii, clar. Dar dacă ați fi față în față și ar dori să se lase în voia voastră și să iubiți așa cum simt ei că puteți doar voi. Pentru că e clar o legătură profundă între voi, regele de cupe. Adică, cum am zis mai devreme, nici nu e nevoie să zic, pentru că știți voi ce trebuie să le faceți. E chestie de intuiție. Am zis, vor să fie vulnerabili ca să fiți și voi vulnerabili, da? Vedeți că seamănă oarecum cele două. Aici e un singur cuplu, aici sunt două, adică sunteți voi în altă variantă. Posibil între voi să mai, unul dintre voi să mai aibă pe altcineva, posibil, dar vorbim acum despre voi doi. Acest personaj își dorește să se lase în voia romanței și a pasiunii, că e și pasiune. Dar, repet, ca să se înțeleagă, da? Vor să se dezbrace de toate închistările, să zic, toate frustrările de rușini, în sensul frumos al cuvântului, nu să fie obraznici, vor să fie vulnerabili. Da, vor să fie vulnerabili. Vor să se vadă, am zis, să se vadă dintr-o altă perspectivă, din perspectiva privirii voastre. Dacă voi îi vedeți frumoși, s-ar putea ei să nu se vadă frumoși și vor să se vadă din această perspectivă. Vor să se lase cuceriți, nu musai dominați, cuceriți, alintați, iubiți. Iar o chestiune care ține de roată, faetonul și roata norocului, iar o chestiune care ține de călătorie, de schimbare de energie, schimbare de stil, stil de abordare sexual, dar accentul mare pe sensibilitate și pe romantism, nu experimental. Experimental a fost celălalt. Voi sau alții au fost experimental, poate au fost prea duri, poate au fost programe mentale, rușine, complexe și vor să renunțe la acest lucru. Poate că pentru unul dintre voi, ați avut unul dintre voi, ei sau voi, ați avut pe cineva în preajmă care a încercat să vă domine, care a fost mai agresiv, da? Ia uite, da? Care a fost mai agresiv și nu mai vor așa ceva. E roata norocului, vor schimbare de energie, vor dragoste adevărată. Dragoste, fără experimente. Fără vorbe urâte, nu. Am zis, comunicarea se face romantic, prin muzică, prin atingeri, prin telepatie, prin tot ce e mai subtil. Prin vise,
Probabil că faceți dragoste în 5D. Da, și cred că doamna își dorește totuși ca bărbatul să fie mai... pentru că văd doamna în albastru, ea e mai des dezbrăcată decât el, și aici bărbatul e în roșu, își dorește ca bărbatul să fie cel care e activ, totuși. Dar, repet, într-un mod fin, elegant. Cam atât. Deocamdată o să mai vedem și cu altă ocazie, că se schimbă energiile. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, pa, pa!